prețurile medicamentelor au crescut în România cu 3% în aprilie 2022 față de luna aprilie a anului trecut, potrivit estimărilor INS. De asemenea, inflația în România a ajuns la 14%. Ce înseamnă asta pentru producătorii români de medicamente? Cu ce probleme se confruntă aceștia? Care este accesul pacienților români la medicamente generice? Și care sunt previziunile pentru sfârșitul de an, dar și pentru anii următori? Vom vorbi pe larg cu domnul dr. Daniel Bran, vicepreședinte Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, APMGR. Se simte inflația generalizată asupra costurilor pe care le aveți și, dacă da, care credeți că este impactul ei? Cu siguranță inflația și creșterea costurilor de producție se simte în prețul pe care îl plătim pentru a produce medicamentele, dar până la urmă în accesul pacienților la tratament. Și am să încerc să explic un pic acest fenomen. Se știe că în România accesul pacienților la tratament este limitat din două motive. Pe de o parte, avem un preț maximal impus de către Ministerul Sănătății, care este prețul minim european, la care se adaugă o taxă clobe. Taxă clobe care nu este sustenabilă. Până acum este știut că din România au dispărut aproximativ 2500 de medicamente generice. Chiar mă uitam înainte de a veni aici la dumneavoastră, pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului apar, până la urmă este o sursă oficială de informare, apar ca retrase din comercializare, din ianuarie până acum, încă 100 de medicamente. Deci 2600. Da, fenomenul continuă. Dar ce este în spate? În spate avem, așa cum spuneam, prețul minim și taxa clobec, dar la care se adaugă această inflație sau costuri crescute cu materia primă, cu utilitățile și cu cheltuielile logistice. În momentul în care prețul este fix și avem cheltuieli de producție mai mari, taxa clobec, care este 28% din prețul medicamentului, deci aproape o treime, unele medicamente ajung să aibă costuri totale sub prețul pe care putem prețul de comercializare. Și acesta este motivul pentru care dispar. Iar într-un fel, ceea ce spuneați la început, și anume această creștere de preț de 3%, trebuie să ne uităm ce este în spate. Pentru că din timp ce prețul este maximal, este impus, el n-are cum să crească. Dar poate prin acest mecanism de inflație, preț minim, clobec, știu că le tot repet, de fapt medicamentele ieftine dispar, iar în tratament, în terapie, sunt folosite medicamente mai scumpe. Și de fapt, posibil, trebuie să ne uităm mai atent, această creștere de 3% a prețului să fie una artificială. Aș vrea să revenim și la costurile care în ultima vreme au crescut pentru toată lumea, dar până atunci vreau să vă întreb de combinația medicament ieftin-medicament scump. Pentru pacienții care pur și simplu privesc și nu au prea multe noțiuni de tot ce se întâmplă în spate și cât de complicat e cu reglementarea pieței farmaceutice, ar putea spune un pacient simplu: bun, iau un medicament mai scump, tot e compensat, nu mai iau unul ieftin. Totuși, de ce este atât de important să avem și aceste medicamente pe piață? Mulțumesc! Aici chiar avem ce să discutăm. Practic, medicamentul generic este acel medicament care are aceleași efecte terapeutice, același profil de siguranță ca medicamentul inovativ. Medicamentul inovativ a fost descoperit, inventat în urmă cu 10-15 ani, a avut o perioadă de exclusivitate, iar după această perioadă de exclusivitate pot veni variantele generice și, scăzând prețul, de fapt, să crească accesul pacienților. Modul de
înregistrare, rigurozitatea cu care sunt produse aceste medicamente, cu care sunt comercializate și eliberate către pacient, sunt aceleași și pentru medicamentele inovative și pentru medicamentele generice. Diferența de preț vine din faptul că pentru a inventa un medicament inovativ, pentru a face inovație, sunt necesari mulți bani. Adică pot fi sute de milioane de euro, pe când pentru un medicament generic sunt suficienți, dacă doriți, 5 milioane, 30 de milioane de euro, depinde de complexitatea produsului. Nu e o sumă de neglijat. Dar de aici, posibilitatea de a oferi pacienților acel medicament cu un preț mai mic. Iar de obicei, în momentul în care intră pe piață un medicament generic, acesta aduce două beneficii. Pe de o parte, un preț scăzut, un acces crescut, dar și un tratament către un număr mai mare de pacienți. Iar concret, pot să vă spun că în perioada 2015-2020, prin intrarea în consum, prin intrarea în utilizarea către pacienți a medicamentelor generice, economiile generate de către medicamentele generice au fost de 540 de milioane de euro. Lucru concret, calculat. Revenind la costuri, toți românii au simțit și simt pe propria piele costurile crescute, de exemplu, la energie sau la gaze naturale. Care sunt cele mai mari costuri care îi afectează pe producătorii de medicamente și în cât timp se va vedea impactul? Impactul se va vedea gradual, dar cred că într-un timp cât se poate, destul de scurt. Vedem 100 de medicamente în 3-4 luni. Costul gazelor, costul utilităților, energie electrică, costul forței de muncă sunt aceleași costuri ca în orice altă industrie, sunt mari și le știm. Poate pentru industria de medicamente este important să menționăm și costurile logistice. Pentru că 80% din materia primă vine din India și China. Ori un container care acum 6 luni costa 3-4 mii de euro, în momentul de față, același container este 10-12 mii de euro. Și costurile sunt semnificativ crescute. Și în această situație în care costurile cresc și nu prea avem ce să facem cu ele, adică cum am putea noi să influențăm costurile logistice sau costurile legate de energie, nu este de competența noastră. Unde ar trebui să ne uităm, ar trebui să ne uităm la taxa Clawback. Și de ce spun acest lucru? Cu riscul de a intra într-o discuție un pic tehnică, taxa Clawback se aplică la prețul de farmacie. Deci este prețul de producător, să spunem că este, nu știu, 5 lei. După care este prețul de distribuitor și prețul de farmacie, care ajunge poate 6 lei și 7 lei prețul final de farmacie. Am putea spune că nu e mare diferență între 5 lei și 7 lei. Taxa Clawback de 20% pentru generice se aplică la prețul de farmacie, adică 20% din 7 lei. În momentul în care noi, ca producători, plătim această taxă Clawback, îl plătim la prețul de producător, adică la 5 lei. Asta înseamnă 28%. De ce este important? Este important pentru pacienți, deoarece 2/3 din medicamentele care sunt utilizate de către pacienți sunt medicamente ieftine, până în 50-100 de lei. Iar aceste medicamente sunt cele mai mult impactate de această taxă Clawback, care ar trebui să fie 20%, dar în realitate este 28%. Deci este 1/3 din preț, este o taxă către stat, după ce plătim toate celelalte taxe. Care sunt soluțiile pentru această situație? Soluții există și este o soluție relativ simplă. În urmă cu 2 ani, ca să spunem lucrurile bune care s-au întâmplat, această taxă Clawback, știți, a fost introdusă în 2009, a crescut gradual de la 10-12%, a ajuns să fie peste 30%.
Această taxă clawback în urmă cu 2 ani a fost modificată, în sensul în care a fost plafonată și diferențiată. A fost un pas important și a fost, dacă vreți, o soluție de urgență în acel moment. Altfel, hemoragia de medicamente care plecau din România ar fi continuat. În condițiile în care costurile cu producerea acestor medicamente, costurile logistice cresc, soluția este tot în taxa clawback stă. Și anume, trebuie să vedem cum putem micșora această taxă. Pentru că degeaba dorim să colectăm o taxă, dar să nu avem acces al pacienților la tratament. Degeaba ne dorim să facem economii, la sfârșitul zilei, de fapt, vom plăti mai mult pentru că dispar produsele ieftine și vom folosi produse mai scumpe, 3%. Și soluția ar fi, soluție neutră din punct de vedere bugetar, soluția ar fi o scădere graduală a taxei clawback pentru medicamentele generice de 3% pe an în următorii 5 ani. Am împreună cu o companie independentă de cercetare de piață, am calculat impactul și putem spune că la sfârșitul celor 3 ani, nu numai că nu ar trebui aduși bani suplimentari de la buget, dar de fapt s-ar genera o economie de 17 milioane de euro, sau o altă soluție ar fi o scădere acum de 6-8%, adică exact acea diferență între 20 și 28%, a taxei clawback, lucru care ar permite ca pacienții să aibă acces la tratament. Iar acest lucru, din punct de vedere legislativ, poate fi făcut printr-o ordonanță de guvern, mâine, să se ia decizia, după care, bineînțeles, ordonanța de guvern își ia parcursul legislativ, intră în Parlament și va fi lege. Dacă nu se va întâmpla asta, ce va însemna pentru pacientul român accesul la medicamente generice? Ne uităm la ce se întâmplă. Ca să putem vedea viitorul, ne uităm până la urmă la trecut. 2500 de medicamente au dispărut, dar trebuie să ne uităm și câte medicamente au intrat în acest timp. Între 2017 și 2019, în România au intrat 350 de medicamente generice. Mult puțin. Haideți să ne uităm la alte țări. În Cehia, în aceeași perioadă, 700. În Polonia, de 4 ori mai mult. În Germania, de 6 ori mai multe medicamente. Deci dacă nu vom face ceva pentru a avea un mediu firesc, normal, de încurajare sau de a nu penaliza până la urmă, nu neapărat de încurajare, de a nu penaliza medicamentele generice, pe de o parte, medicamentele vor continua să dispară din piața din România, nu pot fi susținute, iar pe de altă parte, nu vom avea alte produse, alte medicamente pentru pacienți.